Școala de dimineață ne ajută să scapi de greață și îți crește moralul să... Bună dimineața, bună dimineața, oameni buni, ne-am trezit în zodia campaniei electorale din anul 2020, anul Dăncilă, după cum țineți bine minte. Un an care se pare că de pe atunci s-a prefigurat destul de rău pentru România, dar întotdeauna când ajungi într-o zonă de coborâre, există posibilitatea să urci și poate aceste alegeri vor marca și schimbarea, resetarea la nivelul întregii clase politice din această prea iubită și prea frumoasă țară, dăruită cu multă natură, cu posibilități de dezvoltare, din păcate, întotdeauna cu probleme în momentul când trebuia să materializăm ceva. Astăzi începem abrupt cu invitați de marcă și interesanți de la nivelul Partidului Național Liberal. Și o să începem, ca să spunem așa, în ordinea în care sunt așezați în platou cei trei domni de astăzi, domnul Mugur Cosmaciu, președinte PNL Neamț și candidatul Partidului la președinția Consiliului Județean. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc de invitație, mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că reușim astăzi să bem o cafea împreună. Domnul Marcel Ioan Boloș, ministrul fondurilor europene și pentru mine un om care este certificat de pe funcția asta de două lucruri. După numire a fost atacat de Sputnik, ceea ce înseamnă un lucru bun din punctul meu de vedere, pentru că arată că a deranjat într-o anumită zonă și pe de altă parte vine cu un certificat de bună purtare și fonduri europene atrase de la primăria Oradea. Bine ați venit în emisiune! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Sper că nu v-a deranjat prezentarea. Nu, deloc. Așa, și domnul Andrei Carabelea, care este candidatul PNL pentru primăria Piatra Neamț, o persoană deja cunoscută. Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să încep campania electorală alături de domnul ministru Boloș, despre care probabil puțin prieteni știu că este omul care a înființat direcția de dezvoltare și implementare a proiectelor primăriei Oradiei. Și atenție la felul în care am pronunțat, pentru că știu că așa se folosește I-ul atunci când vorbim despre Oradea. Înțeleg că ești vinovat de prezența domnului Boloș și a domnului Cosmanciuc în această emisiune. Nu știu dacă vinovat, am să-i mulțumesc domnului Cosmanciuc. Sunt convins că invitația dumnealui a fost cea care nu l-a adus pe domnul... Așa, eu sunt onorat de această prezență și mă voi lăsa inspirat de ziua de astăzi și de domnul ministru. Domnule ministru, cum v-ați simțit, domnule, când v-au atacat cei de la Spune? Eu, sincer, m-am distrat foarte tare, am zis, iată, primul ministru legitimat din guvernul Orban este, dacă l-au atacat ăștia. Am citit respectivul articol, am văzut câte neadevăruri conține și am zis că nu merită băgat în seamă. Corect. Dar pentru mine era o bună introducere în emisiune. Da, este adevărat. Sigur că e important să urmărești conținutul articolului, însă erau foarte multe neadevăruri, ceea ce pe mine m-a făcut să fiu indiferent în continuare și nici nu le-am dat drept la replică. La 52 de ani, dacă greșesc, îmi spune, sau 52, 52 de ani, sunteți omul care aveți, practic, pe mână, într-un fel, așa ca să vorbim mai direct, o sursă, sau principala sursă de dezvoltare a României de acum înainte. V-aș ruga să ne spuneți în câteva minute ce înseamnă asta pentru România și dacă dumneavoastră, care veniți dintr-o zonă care deja este dezvoltată, vă gândiți și la noi, cei din zona Moldovei, ca să spun așa, cei oropsiți de vremuri, de soartă și de apropierea cu cei de la Sputnik. Întâi de toate vreau să vă spun că sunt onorat să fiu invitatul domnului Mugur Cosmanciuc și a lui Andrei și să vă spun că tot ceea ce ei gândesc pe zona aceasta de dezvoltare a județului Neamț are ca și principală sursă de finanțare fondurile europene. Așadar, certitudinea că ceea ce ei
prezintă în fața electoratului se poate și realiza este dată de fondurile europene, iar pentru România, sursa aceasta imensă pe care o avem pentru următoarea perioadă de programare 2021-2027 este o șansă de angajare pe drumul irreversibil al modernizării. Mă gândeam înainte de emisiune că, uite, ce coincidență bună, pentru că modernizarea nu presupune doar proiecte frumoase implementate la nivelul unei comunități, dar presupune și oameni dedicați pentru ca aceste proiecte să prindă viață, să prindă contur. Iar acest angajament vine și trebuie să vină din partea unor candidați la funcții importante la nivelul administrației locale, care sunt deschiși, care înțeleg foarte bine oportunitatea pe care comunitățile locale o au pentru a se dezvolta. Înțeleg foarte bine că această oportunitate nu se ratează, pentru că ei, cei care reprezintă comunitățile locale, fie că discutăm de președinți, de consilii județene sau de primari, dau socoteală în fața electoratului. Deci, ca să fiu așa în rezumat și să prezint esența celor 79,9 miliarde euro pe care România are la dispoziție și care sunt rezultatul negocierii pe care președintele Klaus Iohannis a purtat-o și apoi guvernul Orban trebuie să îl pună în aplicare. Discutăm de câteva lucruri. România modernă, asta înseamnă Neamțul modern, județul Neamț modern. Discutăm de marele proces de digitalizare. Să nu uităm că această perioadă a pandemiei ne-a învățat să facem lucruri care până mai ieri nu le concepeam, cele legate de digitalizare, și să nu uităm un lucru foarte, foarte esențial, că tot ceea ce înseamnă servicii la nivel local, de la ceea ce presupune infrastructura rutieră până la standardele de locuit ale oamenilor, toate acestea se ancorează în marea oportunitate pe care o avem, aceea a fondurilor europene. Și a spune că numai cine nu va vrea la nivelul comunităților locale nu va accesa fonduri europene, pentru că sunt din belșug. Așadar, mă bucur că sunt astăzi invitat în județul dumneavoastră și cred că este o oportunitate fantastică ca cei doi candidați să aibă șansa reală ca să-și pună în aplicare planurile de dezvoltare la nivelul comunităților locale. Și încheierea spune așa: dacă până acum politicienii în general promiteau și oamenii credeau mai mult sau mai puțin, de acum înainte cei care promit și promit pe fonduri, îndemn pe cei din electorat să aibă încrederea că cei care sunt dedicați pentru comunitățile lor vor putea să facă lucruri frumoase pentru oameni. Eu făceam așa o mică sinteză și ce am însemnat fondurile europene pentru Neamț. Și suma, așa cum a fost și până acum, este, dar de acum înainte ar putea să însemne dublu, chiar triplu. Dimineața m-am uitat pe statisticile la nivelul județelor. Nu aș putea să spun că este un loc onorant pe care județul Neamț îl ocupă pentru accesarea de fonduri europene. Așadar, trenul acesta pe care îl, și șansa aceasta pe care o oferă fondurile europene nu mai trebuie ratată și trebuie făcută cu oameni care chiar înțeleg și sunt dedicați pentru comunitățile lor. Da, la noi s-a ales de multe ori calea aceea care la un moment dat s-a alesese și pentru autostrada, mult clamată, știți? Ori împrumutul, că nu e ușor, nu e atât de controlat cum un fond european, ori așa zisele parteneriate publice-private, înțelese altfel. Să știți? Dă autoritatea publică banul și prietenul sau ruda îi încasează. E un alt tip de autoritate. Scenariile acelea financiare, i-am fost... mă rog, în
administrația publică centrală și de multe ori când s-a discutat de alternativa aceasta a parteneriatelor, să știți că ele nu prea au fost încununate de succes. Însă, de această dată, fondurile europene sunt șansa României adevărată și de mare perspectivă pentru oameni. Eu aș fi curios să aflu la cei doi candidați cum văd dânsii perspectiva aceasta a fondurilor europene pentru județul Neamț, pentru că la nivelul județului deja știm care sunt nevoile, sunt extrem de mari, și la nivelul municipiului încă facem plăți după aventurile făcute înainte, adică am dezvoltat proiecte pe împrumut bancar, fără să ne ducem spre fonduri europene. Cred că domnul ministru a spus un lucru esențial mai devreme, că pentru a face lucruri pentru comunitate este nevoie de oameni dedicați. Și PNL vine de data aceasta cu o formulă de oameni dedicați care să lucreze pentru comunitate, în slujba oamenilor, și a căror misiune este să aducă un ecou pozitiv acestui județ și acestui oraș. Pentru că până acum prea... Județul Neamț și nici municipiul Piatra Neamț nu prea au ocupat locuri onorante, cam la niciun capitol, din păcate. Și misiunea pe care ne-o asumăm este să dăm un ecou pozitiv acestui județ. Oamenii, nemțenii și pietrenii merită, ca în sfârșit despre Piatra Neamț și despre județul Neamț, să se vorbească și în termeni pozitivi, fără baroni, fără inaugurări, fără sens și așa mai departe. Avem nevoie de proiecte europene pentru a reuși să implementăm și să corectăm anumite lucruri care nu s-au făcut până acum. Cum spunea domnul ministru, într-adevăr sunt niște oportunități extraordinare. De exemplu, pe zona de dezvoltare metropolitană, și aici este, cred că, cea mai importantă temă de dezvoltare pe care eu și domnul președinte Mugur Cozmanciuc o vom aduce nemțenilor. Orașul Piatra Neamț trebuie să se dezvolte într-un mod inteligent și durabil, și asta se poate întâmpla doar la nivel de arie funcțională metropolitană. Nu putem să ne gândim la dezvoltarea unui oraș, și asta, lucrul ăsta îl confirmă toate manualele de dezvoltare urbană din lume, nu putem să ne referim la dezvoltarea unei comunități, a unui oraș, doar în limitele geografice ale spațiului respectiv. Și pentru realizarea unor proiecte de dezvoltare metropolitană, singura soluție este un parteneriat onest, armonios și lucrativ între Primăria Municipiului Piatra Neamț, UAT-urile din zonă și Consiliul Județean Neamț, condus de Mugur Cozmanciuc. Domnul Bălănescu, mulțumesc, Andrei, domnul ministru. Știți că am repetat-o de foarte multe ori și am să o spun și aici, în această emisiune, în prezența domnului ministru. Fondurile europene în județul Neamț cred că nu au fost folosite după adevărata lor valoare și destinație. Și vorbesc lucrul acesta referindu-mă atât la dimensiunea capacității administrative, care ar fi trebuit să facă o absorbție mult mai mare, și aici domnul ministru și tot aparatul de la Ministerul Fondurilor Europene vă pot oferi detalii exacte, cât și din perspectiva mediului privat, pentru că fondurile europene au două componente care trebuiesc clar înțelese și utilizate. Ele nu sunt ajutoare de stat, însă sunt contribuții foarte importante care pot să dezvolte o economie. Acum, fiind aici, domnul ministru, am să îmi permit, cu permisiunea noastră a tuturor, să vă spun un lucru pe care îl discutasem cu dumnealui la minister, legat de fonduri europene și legat de partea de dezvoltare a turismului. Știți că am spus-o și în alte emisiuni și o repet și acum. În județul Neamț sunt foarte multe obiective turistice, foarte multe obiective culturale, foarte multe obiective spirituale. Cred că este momentul în care să găsim o soluție care există ca și aplicabilitate, ci doar și în care să construim, fie că vorbim sub termenul de cluster, fie că vorbim sub termenul de hub, fie că vorbim de termenul de așezământ care să dezvolte cultura și spiritualitatea. Terminologia va fi una generată de o echipă care face partea de proiectare, de echipa de cercetare care îți va scrie proiectul. Dar care în sine acest proiect să permită accesarea unei sume imense
peste 100 de milioane de euro și care se ducă la modernizarea întregii infrastructuri culturale, spirituale. Județul Neamț are cetate la Neamț, are case la Ion Creangă, are foarte multe mănăstiri. Sunt alte multe obiective care toate nu sunt valorificate. Dacă vom face o competiție pentru a aplica un proiect pentru modernizarea unui obiectiv din cele enunțate și nu altul, nu vom face nimic în plus față de ceea ce s-a întâmplat până acum. Cred că trebuie privită în toată dimensiunea în ansamblu și aplicată. În momentul respectiv, dacă vin peste 100 de milioane de euro în această axă, în momentul respectiv vom vorbi practic de bani care vor veni aici, va însemna dezvoltare economică, vor însemna foarte multe locuri de muncă, dar ulterior va însemna o posibilitate de dezvoltare a turismului. Pentru că această componentă va fi completată de o componentă de dezvoltare a infrastructurii. Și când vorbim despre infrastructură, menționați puțin mai devreme și o completez și eu. Domnul ministru spusese despre autostradă sau de infrastructură. Când vorbim despre infrastructură, vorbim despre infrastructură mare, autostradă, că vorbim de Iași-Târgu Mureș, că vorbim de Suceava-București, cele două noduri sau cele două tronsoane care sunt foarte importante pentru dezvoltarea acestei părți de est a României. După aceea vorbim despre infrastructură națională, cu drumurile naționale care toate trebuie introduse și reabilitate și infrastructură județeană sau comunală pentru situații de drumuri comunale care fac legături de căi de acces și care toate trebuie să fie ca în palmă, ca aici pe masă. Și lucrurile acestea sunt posibile pentru că dimensiunea fondurilor de aproape 80 de miliarde de euro permite doar că județul, municipiul Piatra Neamț, noi toți trebuie să avem o gândire unitară și o dezvoltare de perspectivă. Un alt lucru pe care vreau să-l menționez, că se poate face în județul Neamț și se poate face aici în zona metropolitană, în Piatra Neamț, servicii medicale de calitate. Servicii medicale de calitate pentru că există foarte clar menționat în capitolul alocării fondurilor europene pe sistemul de sănătate foarte mulți bani pe care județul și municipiul, județul în principal care are în patrimoniu spitalul, dar vorbim de o dezvoltare într-un parteneriat cu municipiul, pentru că este în Piatra Neamț, serviciile medicale vor fi oferite aici, care trebuie să dezvoltate. Și când se vorbește de servicii medicale de calitate, vom vorbi despre componenta modernizare a spitalului, dar și despre o componentă în care să asigurăm stabilizarea și permanentizarea unui personal tânăr care să vină și să se stabilească aici, deci crearea unor campusuri rezidențiale care să permită unor absolvenți din alte părți să vină să se bucure, cum spune domnul ministru, uite ce pădure frumoasă, ce aer curat. Lucrurile acestea vor însemna practic dezvoltarea județului și a zonei metropolitane. Un alt component al acestui moment privind accesarea fondurilor europene îl reprezintă tot ce înseamnă componenta, ideea de a avea confort. Fiecare gospodărie ar trebui să aibă un lucru minimal. Apă, canal și gaz. E, aici pe lucrul ăsta minimal, lucrul ăsta minimal va asigura fiecarei gospodării practic o independență, o igienă și ceea ce își dorește în toată lumea, un confort minimal. Când avem aceste trei componente rezolvate din infrastructură, apă, canal, gaz, vorbim despre posibilitatea ca cei care sunt plecați în afară să se întoarcă acasă pentru că își doresc sănătate, sistem de sănătate performant de care vorbim puțin mai devreme și își doresc confortul minimal, care e la un orice țară din Uniunea Europeană. Și dacă oferim lucrurile acestea, practic vorbim despre o dezvoltare unitară a județului. Alegeți dumneavoastră o localitate. În momentul în care, nu știu, spune-o Dobrei, sau Țibucan, comunitatea respectivă are apă, canal, gaz, crește interesul pentru ca tineri să se mute acolo, crește interesul ca oameni de afaceri să-și dezvolte afacerea acolo. Pentru că fiecare om de afaceri, când are infrastructura asta asigurată, clar costul de producție este mult mai mic. Rolul statului și rolul nostru, al județului, și zic în parteneriat guvern, guvernul Orban, Consiliul Județean, primării, primăria Piatra Neamț sau alte primării, este ca să asigurăm cetățenilor această infrastructură minimală. Asta va semna pentru tot județul un preț de conectare mult mai mic, pentru că vom gândi macro, și discutăm, analizăm, inclusiv să venim cu soluții, pentru că s-ar putea să fie familie care să nu-și poată permite într-un anumit moment să plătească o sumă de conectare la rețeaua de gaz. Dar pot fi create programe în care să le
asigurăm finanțarea subvenționată într-un termen de 5 ani, 10 ani, lucruri gândite și care să permită ca ei să spună îmi conectez și într-o rată lunară pe care nu o voi simți atât de greu, voi avea și gazul și plata. Și lucrurile astea sunt posibile, legal. Trebuie doar să avem această gândire unitară. Și mă bucur că astăzi este domnul ministru aici, pentru că este o persoană care în domeniul acesta de activitate a demonstrat că este foarte serios, competent și nu își dorește, practic, o epatare în spațiu public, cum au fost poate alți miniștri al fondurilor europene. Fiecare dintre noi suntem, în momentele în care suntem în funcție, suntem sub diferite presiuni, suntem sub diferite solicitări ale partidului care ne-a numit, ale oamenilor care au așteptări, ale, cum este cazul fondurilor europene, ale Comisiei Europene care spune că te sancționează. Dar echilibrul pe care îl are domnul Marcel Boluș ca și ministru este că reușește să ducă și să vede lucrul acesta linia foarte clar, fără să supere pe nimeni din cei trei și proiectele să se implementeze. Eu cu dumnealui mă cunosc din 2012. Avem o relație construită în timp. Este o persoană care a reușit în zona de vest, în Oradea, în Bihor, să fie un model de accesare a fondurilor europene, fie pe autoritățile de dezvoltare regională, fie pentru comunitățile locale și cred că mandatul dumnealui va fi unul de succes, iar județul Neamț, dacă va construi un parteneriat, nu trebuie nimic scris, ci doar verbal, onest, un gentleman agreement în care să aibă o perspectivă în gândire, atunci, de în partea Ministerului Fondurilor Europene, va avea o deschidere și o susținere totală. Fiecare primărie din municipiul Neamț va avea o astfel de deschidere. Zona metropolitană despre care vorbea domnul Carabelea, primăria municipiului Piatra Neamț, va avea practic o deschidere pentru accesarea acestor fonduri și pentru ca ele să fie un deziderat care să se materializeze într-un confort al fiecăruia dintre noi. Da. Eu mă bucur și eu că este domnul ministru aici și vreau două lucruri să-l rog în calitatea lui de ministru și să fac o promisiune. Cunosc foarte multe lume care a încercat să acceseze fondurile europene. Unii au încercat de 3-4 ori, unii au reușit a patra sau a cincea oară, dar în unanimitate, dacă facem aici un cor, corul bocitoarelor care scriu proiecte europene, toți se plâng de birocrație. Faceți ceva pentru debirocratizare. Și apropo de ce spunea domnul Cosmanciuc înainte despre gaz, am auzit, nu știu și vă rog să-mi spuneți dumneavoastră, dacă există acea posibilitate ca mai multe comune să se asocieze pentru introducerea gazului, ar fi o noutate și cred că ar fi și un lucru foarte bun. Deci vă rog de birocratizare. Guvernul Orban s-a angajat în procesul de birocratizare și lucrul acesta s-a și întâmplat. Sigur că este un proces de durată, pentru că să renunți la toate documentele și la toată stupoșenia pe care noi, ca stat membru, am creat-o, e un proces oarecum de durată, pentru că am învățat pe cei care ne controlează cu hârtii, iar în momentul în care ei vin în control și văd că acele hârtii nu mai există, intră într-un... Cum se spune, i-am învățat și pe ei cu hârtiile noastre. Da, și sunt suspicioși în momentul în care anumite documente nu mai apar în procesul acesta de implementare al proiectelor, dar vreau să vă spun că sunt câteva decizii luate de la 1 iunie acest an. Nu se mai lucrează în format letric, adică în format de hârtie cu fondurile europene, se lucrează totul în format digital. Apoi a urmat o altă etapă în care întregul proces de achiziții publice este de asemenea reglementat și toate activitățile care sunt în procedura de achiziție publică sunt de asemenea digitalizate. Sigur că poate mai sunt încă rămășiți în sistemul acesta de fonduri, că e greu și procesul acesta de trecere de la
birocrație, la digitalizare, dar ne-a învățat criza aceasta a coronavirusului și drumul acesta este irreversibil, pentru că noul sistem de management al fondurilor pentru următoarea perioadă de programare va fi mult mai simplu și cred că trebuie să ajungem acolo încât să-ți fie drag să accesezi fonduri europene, atât din perspectiva debirocratizării, cât și din perspectiva proiectelor care fac sens și sunt de folos pentru oameni. În ceea ce privește gazele naturale, și mă bucur că s-a adus în discuție acest lucru, să știți că într-adevăr așa este, cum spunea Mugur, civilizația începe de la aceste servicii publice de bază, și anume apă, canalizare, drumuri și gaz. Ori guvernul Orban a dus un proces de negociere foarte greu cu Comisia Europeană pentru ca să se decidă introducerea de gaze naturale în locuințele oamenilor, iar acest lucru se întâmplă cu data de 17 august. Este apelul deschis de proiecte și e un moment istoric, dacă vreți, în ceea ce privește modernizarea comunităților locale și a creșterii standardelor de locuit pentru oameni, iar în ceea ce privește aceste acorduri între autoritățile locale, ele sunt posibil de realizat. Chiar acolo, în ghidul solicitantului, este menționat acest tip de acord între autoritățile locale pentru ca să mai multe la un loc sunt mai puternice și își pot face sau realiza acel număr de gospodării minim care este necesar pentru ca să poată depune proiectele. Revin la... M-am urmărit cu atenție și planul lui Andrei și perspectiva de dezvoltare a județului și mă bucur încă o dată că sunt aici și am auzit, cum se spune, în direct despre aceste lucruri minunate pe care ei și le-au propus, așa cum eu sunt obișnuit, eu sunt ardelean și nu prea sunt foarte... Bine ați venit în familie! Dar auzind lucrurile pe care ei doresc să le facă, să știți că sunt realiste și cu astfel de oameni competenți, dedicați și destoinici, se pot face lucruri minunate la nivelul comunităților locale. Eu vin dintr-o autoritate locală, de la nivelul unei comunități locale din municipiul Oradea și știu că acest demers și acest proces de reconstruire a unui municipiu, cum este Piatra Neamț, și a unui județul Neamț, se poate face cu oameni care sunt corecți, onești, dedicați și care au crezul acesta că viața omului poate să fie mai bună. Am trecut prin acest lucru și vreau să încă o dată să întăresc această convingere și acest capital de încredere pe care oamenii trebuie să-l acorde celor care vin în fața lor cu lucruri care fac ca viața lor să fie mai bună, de la turismul extraordinar, un potențial turistic aici pe care îl aveți dumneavoastră, până la lucrurile care țin, l-am auzit pe Andrei vorbind despre proiectele din zona metropolitană și mă bucur că se pune în discuție acest lucru, pentru că este pe ordinea de zi. Mai avem câțiva pași de făcut pentru ordonanța care spune eu că va marca trendul de dezvoltare la nivelul comunităților locale, pentru că așa se pune problema a acestor parteneriate cu comunitățile limitrofe localităților urbane, în care să oferi șansa de dezvoltare urbană municipiilor reședință de județ, să extinzi standardele de locuit și de infrastructură să fie similare cu cele din municipiile reședință de județ, astfel încât comunele limitrofe să o ducă mai bine, dar și perspectiva de dezvoltare a municipiului să fie mai sănătoasă. Și mai este ceva, un secret în toate aceste planuri pe care le prezintă candidații în această perioadă la diferitele funcții de demnitate în autoritățile publice locale,
trebuie să aibă un parteneriat. Și când spun parteneriat, discutăm de parteneriatul dintre Consiliul Județean și Primărie, dar mai există un parteneriat pe care trebuie să-l aibă cu guvernul în funcție. Și guvernul Orban a dat dovadă de deschidere față de comunitățile locale și prin actele normative pe care le-a adoptat, inclusiv pe perioada pandemiei, de la rezolvarea problemelor ce țin de sănătatea publică, echipamentele medicale, până la recenta decizie cu tabletele școlare, sunt dovada că guvernul Orban a înțeles nevoia pe care o au comunitățile locale. Există și un program. Și că România, persoanelor defavorizate. Și că România este angajată, și spun mereu acest lucru pentru că este un mesaj foarte important pe care oamenii trebuie să îl înțeleagă, că România este angajată pe drumul ireversibil al modernizării. Iar acest lucru nu se poate face decât cu oameni devotați. A trecut vremea anului 2020. Și nu numai devotați. A trecut vremea oamenilor care, mă rog, au astfel de preocupări. Trebuie să vină generația modernă, generația de oameni care pot să schimbe viața oamenilor în bine. Și dacă îmi permiteți, mă rog, aș vrea să fac o mențiune ca să subliniez cât a fost de importantă și cât este importantă componenta Ministerului Fondurilor Europene și persoana domnului ministru cu aplicația directă spre analiză tehnică. Vedeți, în județul Neamț este un operator de apă, compania de apă. Compania de apă este angrenată într-un proiect care este cu finanțare europeană. În județul Neamț însă, și suntem aici în fața dumneavoastră fiind jurnalist și ceilalți jurnaliști, trebuie să spunem că s-a vorbit foarte puțin despre această componentă a fondurilor europene pentru compania de apă, ceea ce este greșit, pentru că aici compania trebuie să-și aloce tot managementul necesar pentru a-și promova și această direcție, dar s-a vorbit mult mai mult despre o situație reală. Furnizorul de apă, de foarte multe ori, a blocat furnizarea apei către beneficiari. Din motive care le putem discuta, dar un singur lucru cred că este clar. Principalul motiv este irresponsabilitatea. Pentru că nu poți să fii manager sau decizional. Și incapacitate. Incapacitate, irresponsabilitate sunt cuvinte care trebuie să caracterizeze managementul. Compania de apă este în momentul de față la Consiliul Județean. Nu am văzut vreodată, și nu ați văzut nici dumneavoastră vreodată, ca să fie vreun dialog în care, sau vreo prezentare, sau vreo analiză, să spună până atunci se vor rezolva. Domnul ministru astăzi aici va avea o întâlnire și pe acest subiect cu operatorul, tocmai pentru a învăța și a ajuta să nu se piardă. Am înțeles că sunt pe ultima sută, adică ultima șansă pe care mai au acum. Și șansa pe care au ei, nu au ei. Oare județul? Ei sunt niște oameni care, efemer, fiecare dintre ei, ca și noi, suntem într-o funcție. Șansa este a județului de a avea apă la calitate și o companie de apă cum trebuie, pentru că altfel toți vom pierde. Ceea ce ei nu spun. Și lucrul ăsta trebuie să fie bineînțeles. Că e municipiul Piatra, că e toată zona metropolitană, că e întreg județul, șansa e a județului. Ei nu trebuie să-și bată joc de această șansă de a oferi apă de calitate cetățenilor. Și de asta menționez că astăzi prezența domnului ministru aici este și ca să-i învețe și să-i ajute, dacă vor înțelege, dar și ca să-i sancționeze, pentru că Uniunea Europeană nu se joacă cu banii și nici noi nu ne jucăm cu regulile, pentru că nu vrem să le încălcăm. Un alt lucru care vreau să-l menționez înainte de a interveni probabil Andrei, județul Neamț în sine nu este un județ foarte mare. Este un județ frumos. Dar ca și populație, este undeva puțin mai mult poate decât municipiul Iași. De aceea trebuie privit într-o analiză în care, când vorbim despre județul Neamț, să fie o parte integrată ca o zonă metropolitană în dezvoltare. Pentru că dacă îl faci ca o bijuterie, îți vor veni oameni și vor lăsa oameni aici, fonduri, investiții, care vor însemna plus valoare pentru fiecare comunitate. Fie că vorbim de turism,
fie că vorbim de afaceri care se pot dezvolta și din rulajul afacerii, sigur, rămân la bugetul comunității locale. De aceea, Andrei, foarte frumos, domnul Carabela, foarte frumos că gândiți lucrurile într-o dezvoltare unitară a zonei metropolitane, fondurile europene fiind doar un instrument de dezvoltare, nu toate, ci doar unul dintre ele, și dacă lucrurile se vor aplica exact cum spunem, exact așa o să simțim și nivelul de trai crescut, după cum este în municipiul Oradea, unde domnul primar Bolojan a avut capacitatea instituțională să construiască un concept, concept pe care îl promovează prin fapte, adică se vede când se intră în centrul Oradei. Acum dumnealui merge cu conceptul mai departe la nivel de județ. Adică și noi trebuie să înțelegem că lumea va evalua și se vor vorbi despre zone mari, metropolitane. Te rog, Andrei. Mulțumesc, domnul Cosmaciuc. Astăzi începe oficial campania electorală. O campanie pe care eu o văd discutând în mod special pe proiecte. Discuții constructive pentru binele orașului, pentru binele oamenilor, pentru viitorul comunității. În ultimele 3 săptămâni, cel puțin, în fiecare zi am stat de vorbă cu oamenii. Am fost în cartierele profunde ale orașului. Am observat problemele, am discutat cu oamenii și le-am aflat care sunt frustrările și durerile. Săptămâna aceasta, într-o seară, m-am întâlnit cu două doamne care lucrează la primărie. Și vreau să fac două observații pe această cale. Tocmai pentru că mă bazez pe faptul că va fi o campanie fair play, fac apel la toți competitorii să joace corect și să facem odată, în sfârșit, o campanie pe bune, așa cum trebuie unei comunități sănătoase. Ce mi-au spus cele două doamne? După ce m-am prezentat, vai, domnul Carabela, de când îmi doresc să vă văd, știți ce? Nu păreți așa furios cum se spune. Furios? Nu știu ce se întâmplă, însă aflu că există o percepție care se propagă în primărie, nu știu de unde apare, însă rugămintea mea este către toți oamenii să mă cunoască așa cum sunt și să accepte că sunt un om de construcție care niciodată nu distruge ce s-a construit. Apropo de asta, vreau să menționez și faptul că în niciun caz nu voi bloca niciunul dintre cele 25 de proiecte care sunt deja contractate de Primăria Piatra Neamț. Evident, mesajul de continuitate este unul foarte bun, însă acele proiecte se vor implementa cu maximă seriozitate și cel puțin la fel de bine. Prin urmare, dacă ajung la primărie, nu voi da pe nimeni afară, decât dacă se opune constant și vehement unor proiecte de construcție și de, pentru binele orașului. Și prin singura și singurul criteriu care va fi eliminatoriu pentru cineva ar fi corupția. Eu nu cred că este cazul. Eu mizez pe buna credință și buna intenție și cred că voi face echipă bună cu fiecare om care lucrează în momentul de față în primărie. Îmi doresc și vom atrage și vom lucra la foarte multe proiecte de dezvoltare ale orașului. Motiv pentru care cu atât mai mult va fi nevoie de profesioniști și oameni cu care să lucrez în această echipă care va trebui să lucreze la binele orașului. Pe de altă parte, temele și principalii piloni pe care consider eu, pe care îmi construiesc programul de guvernare locală 2020-2024 sunt următoarele. Un oraș sănătos se construiește pe următorii 3 piloni. Oameni sănătoși, mediu sănătos, economie sănătoasă. Ca să mă refer la oameni sănătoși, mă voi referi la principiul latin mens sana in corpore sano. Ne gândim, pe de o parte, la un sistem de educație sănătos, un sistem de educație la care să aibă acces toți copiii orașului și toți părinții să aibă încredere să-și ducă copilul la cea mai apropiată școală și că acolo vor primi educație de calitate. Asta înseamnă creșe cel puțin 500 de locuri pentru copii în creșe noi înființate, pentru că în momentul de față orașul nu reușește să răspundă la 460 de cereri pentru copii în creșe. De asemenea, grădinițe noi și ca noutate îmi doresc să dezvoltăm
și o componentă sportivă, pornind de la grădiniță, o grădiniță, înființarea unei grădinițe cu program sportiv, renovarea tuturor școlilor și liceilor din oraș, reabilitarea și modernizarea lor, dotarea lor așa cum trebuie, pentru ca un sistem de educație să răspundă nevoilor copiilor, așa cum se întâmplă într-un oraș civilizat. Pe zona de sănătate, așa cum spunea și domnul președinte Cosmanciu, este nevoie de o modernizare a serviciilor medicale pe care le putem oferi atât cetățenilor, pietrenilor, cât și nemțenilor în general, prin ceea ce înseamnă reabilitarea și modernizarea Spitalului Județean de Urgență, dar și a centrelor de permanență și a altor servicii care să vizeze îmbătrânirea sănătoasă și programe care să asigure anumite nevoi sociale ale comunității. Da. Pe de altă parte, mă interesează foarte mult ca oamenii să se simtă respectați din momentul în care ies pe ușa blocului. Adică, fațadele acestea trebuie complet înlocuite, orașul arată învechit. Avem nevoie, pe de o parte, de înfrumusețarea orașului, da? Să lucrăm la ceea ce înseamnă estetică, dar și la eficiență energetică. Vom anvelopa într-un sistem lotizat toate blocurile din Piatra Neamț, pentru că trebuie să răspundem activ și la o nevoie și la o provocare care este globală, și anume eficiența energetică, și să adresăm, să rezolvăm pe cât posibil tot ceea ce afectează pericolul schimbărilor climatice. Sunt foarte multe de spus. În fiecare zi voi prezenta cel puțin un proiect pentru viitorul orașului și campania mea la asta se va rezuma. Fac apel la toți competitorii să joace onest și să lase mizeriile deoparte. Cu voia celor doi candidați, vreau să închei cu domnul ministru. Domnul ministru, trebuie să facem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Dumneavoastră, uitați că sunteți ardelean și eu, că sunt ardelean, să încercăm să răspundem repede. Deci, sunteți întrebat ce fonduri din ce program operațional vor putea fi accesate pentru mediul rural în noua perioadă financiară. Programul Național de Dezvoltare Rurală sunt 6,2 miliarde de euro alocate pentru mediul rural. Dacă este vorba de micile afaceri care se dezvoltă în mediul rural, acolo sunt de asemenea alocate resurse pentru producătorii agricoli și pentru partea de procesare, distribuție, ambalare. Deci perspectiva aceasta de accesare a banilor începe cu data de 1 ianuarie 2021. România nu mai înregistrează întârzierile pe care le aveam până acum de 2-3 ani în procesul de negociere cu Comisia. Îi îndemn pe toți cei care au astfel de intenții ca să dezvolte aceste mici afaceri în spațiul rural să o facă cu încredere. Da, am înțeles că suntem cam pe același plan cu Polonia în momentul acesta. Chiar ieri am avut un videocall cu ministrul polonez al dezvoltării regionale și fondurilor europene. Noi ne-am inspirat din modelul lor de implementare a fondurilor și sper să reușim să-i depășim. Da, o problemă care ne-am să... e importantă, pentru că aici s-a dezvoltat destul de bine problematica galurilor. Deci se va păstra finanțarea prin galuri în viitor? Sigur că da. Da. Galurile sunt un instrument foarte flexibil de finanțare din fonduri europene a celor proiecte care sunt în concordanță cu nevoile comunităților locale și îl vom păstra, fiindcă aceste instrumente sunt foarte solicitate de comunitățile locale. Și o ultimă întrebare, că am promis că terminam la și 20. Ce se întâmplă, cum a primit Europa, deci instituțiile europene, propunerea Guvernului României de a ajuta firmele afectate în perioada pandemiei? Miliard, acela aproape un miliard de... Da, în cursul zilei de alaltă ieri a fost aprobată această schemă de finanțare. Cu data de 1 septembrie lansăm oficial apelul de proiecte, care este un apel derulat prin Ministerul Economiei. În jurul datei de 15 septembrie se vor
putea depune aplicațiile de finanțare și e un sistem gândit astfel încât cu maximă simplitate, vă spuneam să ne placă să accesăm fondurile, este gândit acest sistem cu data de 15 septembrie și banii îi asigur că vor intra foarte rapid. Deci, un miliard de euro care intră în felul acesta, aproape un miliard de euro care intră în felul acesta. Cu trei componente în dezvoltare, trei linii directoare în dezvoltare pentru investiții, pentru repornire și pentru cei care sunt în zona afacerilor mici, nu? Sunt trei componente, 550 de milioane de euro pentru investiții, 350 de milioane de euro alocate pentru repornire, pentru capitalizare și 100 de milioane de euro pentru companiile care sunt mici și își doresc să își dezvolte activitatea. De asta și aici subliniez că domnul ministru a avut un cuvânt important pentru că înțelege problema reală din economie și vor veni banii. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Poate odată domnul ministru are timp să facem o emisiune mai amplă pe problematica aceasta absolut fascinantă a fondurilor europene. Eu mă bucur că fondurile europene încep să poată fi accesate prin programe care au impact direct asupra populației. Până acum lumea spunea, se face drumul, se face aia, dar acum începe să intre, să existe impactul direct în locuința oamenilor. Vă mulțumesc, vă doresc multă baftă, mult succes. Vă mulțumim pentru invitație. Vă mulțumim. O zi frumoasă. Cele bune, oameni buni, prima cafea, a doua urmează peste aproximativ 10-15 minute. Nu e un exces, pentru că e doar o cafea virtuală. La revedere, cele bune!